Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc presii pentru că ați dat curs invitației noastre. Conferința de presă astăzi este dedicată unui care se vrea politician, de fapt este un prostălan, un turist, un balabol. Și astăzi o să vă dau încă o calitate a acestui personaj. Haideți să începem de la început. În luna aprilie, pe 13 aprilie 2021, eu am primit o informație foarte serioasă, cu materiale consistente, în care se descria cu lux de amănunte și în care și astăzi planează bănuieli rezonabile și suspiciuni că tot ce înseamnă turistul din Bălți nu este altceva decât o grupare criminală organizată. Și această grupare criminală organizată, pe lângă faptul că dilapidează bugetul public de zeci de milioane, prin scheme bine determinate, prin primăriile pe care le are, această grupare criminală, luând în considerație slăbiciunea instituțiilor statului, și-a creat și o proprie structură de filaj. În informațiile pe care ne-au venit și pe care le voi remite organelor de drept pentru a verifica cu lux de amănunțe și pentru a trage la răspundere acest criminal și această grupare criminală bine organizată, este. Acest personaj a construit un serviciu de filaj ilegal din care fac parte foști angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, foști angajați ai Ministerului de Interne, foști angajați a diferitor structuri de pază și securitate, instituții paramilitare din Republica Moldova. Aceste persoane, la indicația acestui criminal, au filat în conformitate cu informațiile care mi-au fost livrate și urmează să fie verificate și au urmărit mai mulți demnitari de stat din Republica Moldova, cum ar fi președintele Curții de Apel, Klima, secretarul Comisiei Electorale Centrale de Republica Moldova, Lebedinski, șeful interimar al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, domnul Cordoneanu. La fel, acesta a făcut filaj ilegal, conform materialelor remise mie, după lideri politici, cum ar fi Andrei Năstase, după Furculiță, care este președintele fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, după un șef de direcție generală din cadrul Serviciului de Informație și Securitate, după Vitali Bostan, care este șef adjunct al Poliției Naționale. Și cel mai grav lucru, că acesta a încercat și a făcut câteva zile de filaj în privința unui vicedirector al Serviciului de Informație și Securitate. Dar capacitățile profesionale, așa cum sunt descrise în materialele care mi-au fost trimise mie acestei persoane, i-a pus pe gânduri că se vor desconspira și aceștia l-au lăsat după câteva zile de filaj. Toate aceste materiale, acest criminal le folosește și le folosea pentru șantajarea acestor persoane sau să deține materiale compromițătoare pentru o anumită etapă. Conform informațiilor respective, acest criminal activează la indicația serviciilor secrete a altor state și pentru serviciile secrete a altor state. Bineînțeles că toate aceste informații care mi-au venit n-au putut să mă pună pe gânduri, fiind ofițer de rang înalt, fiind un patriot și o persoană responsabilă pentru țara sa. Dar am considerat necesar să verificăm aceste informații. Tot în aceste informații mi-au pervenit materiale precum că acest criminal, în perioada când declara că mergea în Dubai să se vaccineze, avea întâlniri conspirative cu un funcționar de rang înalt al serviciilor secrete a altor state. Acolo ne primea indicații ce trebuie să facă, cum să acționeze, pe cine să documenteze și cui să întindă capcane în viziunea sa. Totodată persoana respectivă acționa și transmitea informațiile curatorilor săi. Din materialele pe care mi-au pervenit, acesta folosea două telefoane prin aplicațiile Signal și WhatsApp pe următoarele numere de telefoane. Și aici atenție pentru Serviciul de Informație și Securitate și alte servicii a altor state. Numărul de telefon, unul din ele pe care îl folosește acel criminal pentru legături cu serviciile secrete altor state în custodia căruia face spionaj împotriva poporului și a țării noastre, este +49 15 77 233 78 27. Un alt număr de telefon pe care îl folosește acest criminal pentru a-și coordona acțiunile de spionaj în privința statului și oamenilor noștri este
plus 34, 68, 83, 32, 477. Anume, prin aceste aplicații, o mare parte din documentele care le obțineau în urma filajului ilegal și spionării funcționarilor de rang înalt, le transmitea serviciilor secrete altor state. Nu am putut să ies în fața dumneavoastră, nici să transmit materialele pur și simplu organelor de drept, până nu m-am convins personal că tot ce mi-a fost trimis de persoanelor care le mulțumesc, și apropo sunt din cercul acestui criminal, până nu le verificam. Bineînțeles că, fiind lucrător operativ cu o experiență bogată în disconspirarea și documentarea criminalilor, ca al de el, și gruparea criminală pe care o conduce, m-am gândit la diferite forme și metode prin care pot să-l prind, să-l documentez și să-i arăt legătura exactă cu serviciile secrete și nu doar cu serviciile secrete, dar cu unul din executorii la care legătură stă acest personaj miuritic. Și bineînțeles că înainte de a da declarația pe venit și avere la Comisia Electorală Centrală, am completat absolut toate informațiile pe care le am. Inclusiv ați văzut că și presa a arătat că Gheorghe Cafcaliuc a declarat un salariu de 198.000 de dolari în ultimii ani care lucrează într-o companie internațională, salarii de sute de mii de lei în serviciile anterioare, dar și pentru indemnizații și alte multe salarii. Și tot acest lucru l-am făcut conștient. Nu am indicat acolo apartamentul din București sau alt imobil sau contul bancar legal pe care le dețin acolo, pentru că i-am pregătit o capcană acestui prostănac să-l documentez și să vedem cine, cu cine comunică din serviciile de secrete și cine îl deservește pe cine deservește el. Prin unul din persoanele pe care le are în cercul său, i-am dat informația cu adresa, atenție, unde sunt pus la evidență în București. Polițist de carieră fiind, este prost să gândești că eu aș fi putut tăinui un apartament care este scris pe mine și care este unde sunt eu pus la viză de reședință. Deci acest lucru am făcut pentru a-l verifica perinatul stat, pentru a desconspira și pentru a deconspira și arăta legătura între el și serviciile secrete altor state. I-am transmis informația aceasta prin oamenii săi de încredere, dându-i o momeală că este foarte important și uite aici o să-l poată prinde pe Cafcaliuc. Și el a înghițit-o. Și mai grav este că persoanele care au acces la bază de date a statului vecin au accesat în favoarea acestui criminal datele mele cu caracter personal și informația din bazele de date ale statului. Sunt să-i menționez și fac aici un apel către serviciile de inteligență din România. Să verificați cine m-a accesat pe mine pe bazele de date centralizate. Această persoană care a livrat informația acestui criminal este mare probabilitate că servește cu el la mână pentru interesele străine a altor state. Totodată, țin să menționez că aici avem prima declarație pe care am depus-o la CEC. În aceeași zi, și o să vă arăt și data și semnătura, am pregătit informația fiind un om al legii, în conformitate cu legea, cu toate detaliile puse aici, inclusiv despre acest bun imobil și tot de ce mai am nevoie. Deci aici avem declarația numărul 1 și declarația numărul 2, care le-am pregătit în aceeași zi. Legislația Republicii Moldova îmi permite și voi depune în termenii legali informația la Comisia Electorală Centrală. Tot ce a fost mai important de demonstrat în acest sens, am dezvoltat acest criminal care lucrează pentru interesul altor state, care întreprinde măsuri de spionaj și sabotarea instituțiilor statului. Un lucru care este descris aici și care planează suspiciuni este că ați văzut renumita frază că el vrea să deformeze și să reorganizeze Serviciul de Informație și Securitate și Centrul Național Anticorupție. Știți de ce vrea să facă acest lucru? Probabilitatea mare este că această persoană și din informațiile care sunt, planează suspiciuni că acest criminal are concret sarcina să distrugă aceste instituții puternice în stat. Să fugărească de la serviciu ofițerii de informații inteligenți, cu experiență bogată, care au informații compromițătoare și pe dânsul, și pe gruparea sa criminală, sau pe curatorii săi a serviciilor secrete altor state.
să dea foc arhivelor secrete unde figurează el și alte persoane pe care am văzut în spațiu public că sunt implicate în spălătorie și landromatul de miliarde prin Republica Moldova, dar și alte crime grave pe care le-a comis. Cer autorităților Republicii Moldova. 1. Să monitorizeze și să analizeze cercul de persoane. Acest criminal nu odată a vorbit despre narușca sa pe care o are. Astăzi vă vorbesc despre niște probe și să verificați care activități au făcut și cum au făcut, urmărind atât de multe persoane cu alte funcții în stat. Vreau să spun, dragă Balabol, tipa Pal, și cum ți-am spus că s-a boi случается обяснимо, необяснимо, но факт. Se începe, fratele meu. Tu ai călcat singur pe această greblă. Tu ai uitat că un criminal niciodată nu poate și nu va putea să riposteze sau să stea măcar la nivelul unghii unui colonel de poliție. Crimele pe care le-ai comis și le comiți cu gruparea ta criminală, eu am vorbit de dosarul 25. Am văzut că transpirai serios când vorbeai. Ai fost și ai plecat și după apă. Și corect transpirai. Am vorbit în emisiunea respectivă. La acea etapă, materialele cu dosarul 25 pe care le-am remis organelor de drept, în sumă toți voi care ați prejudiciat statul și ați comis crime împotriva statului, trebuie să stați la pușcărie 150 de ani. După aceste materiale, dacă ele vor fi verificate de organele de drept și se vor confirma, eu cred că dacă nu reușești să fugi din țară, tu trebuie să stai la pușcărie pe viață. Tu ești un criminal, tu ești o persoană care nu ai absolut nimic cu Republica Moldova, cu țara noastră, cu acest popor. Și te rup la putere pentru a fura statul, pentru a lucra în interesul altor state. Așa oameni nu și-au loc în politic. Stimați cetățeni, vă rog, fiți responsabili. Clowni, showmeni și trădători sunt la orice pas. Conducători responsabili și patrioți puțini. Astăzi v-am demonstrat prin niște acțiuni și apropo, urmează săptămânile viitoare să mai fac și alte dezvăluiri foarte importante. Unde o să-i prind și o să-i documentez arătându-le legăturile lor cu lumea criminală și serviciile secrete altor state. Republica Moldova trebuie să devină și noi trebuie toți să contribuim să facem un stat puternic. Să facem ordine în țară pentru oameni. Iar cei care servesc intereselor străine să stea la pușcărie. Dar nu în Parlament sau în instituțiile statului. Vă mulțumesc, vor reveni cu detalii. Balabol, privet!